bun găsit, stimați telespectatori. V-ați întrebat vreodată de ce noi tinerii nu ne implicăm așa cum trebuie în viața comunității? De ce se spune despre generația de astăzi, iată despre generația tinerilor din anul 2014, pentru că suntem la început de an? De ce se spune faptul că am uitat să ne iubim țara, am uitat ce înseamnă un lucru aparent elementar, am uitat ce înseamnă patriotismul? De ce mulți din generația noastră pleacă în străinătate și nu se mai întorc, poate? Întrebări la care vor răspunde poate sociologii, istoricii, dar sunt și exemple pozitive, puține din păcate, dar e foarte bine că există un început. Un astfel de exemplu este și invitatul meu de astăzi, pe care l-ați cunoscut și la sfârșitul anului trecut și pe care l-am invitat din nou în studioul Antenei 1 Slobozia. Este vorba despre poetul Mihăiță Macoveanu, care îi spun bine a venit în studioul nostru. Mulțumesc frumos pentru invitație. Mă bucur să spun că mă aflu alături de dumneavoastră pentru a prezenta poezie patriotică, pentru a prezenta anumite trăiri pe care se pare că societatea noastră nu le mai pune în evidență și sper să se înțeleagă dincolo de ecranul televizorului tot ce avem de spus și ce vom prezenta aici. Nu pot să spun decât că mă înclin în fața dumneavoastră și în fața ideea de a promova ceea ce fac eu, pentru că, într-adevăr, scriu pentru oameni, nu pentru mine. Vă mulțumesc! Foarte frumos ceea ce spui, că scrii pentru oameni și nu pentru tine. Trebuie să le readucem aminte telespectatorilor noștri că o parte dintre versurile tale, nu toate, au apărut într-o antologie de poezie contemporană, un titlu foarte frumos, Cioburi de vise, iată volumul 1. Ne spune că este un proiect mai amplu și pe parcursul emisiunii o să te rog să detaliem puțin și acest aspect. Volum care a apărut la Timișoara, iată orașul care a devenit în ultimii 24 de ani un adevărat simbol al libertății de expresie. Este adevărat. Pe data de 15 decembrie, la Timișoara, a avut loc prezentarea de carte Antologie de poezie contemporană Cioburi de vise, la care au luat parte mai mulți coautori și scriitori de poezie, mai multe personalități din zona Banatului, care și-au arătat interesul față de acest proiect, pentru că în fapt este vorba despre un proiect complex, nu doar despre o antologie pur și simplu. Tot ce ne dorim este să promovăm poezia și o să vă explic ceea ce ne-am propus începând cu volumul al doilea, este practic să-i dăm și o conotație de act umanitar. Încercăm să ajutăm prin donația veniturilor care le vom obține către Spitalul lui Surcanu din Timișoara, secția Oncologie, este un spital de copii de acolo și ne-am gândit totuși că ar fi un gest de normalitate și alții mai fac astfel de gesturi și îi încurajăm de asemenea. Practic, nu doar poezia va face parte din acest proiect, pe lângă volumul al doilea care va fi vândut și fondurile vor fi donate, se pare că și-au anunțat participarea inclusiv pictori și alți participanți care practic fac obiectul unor alte arte, dar care doresc să doneze lucrările dumnealor și să vină în sprijinul acestui proiect. Deci deja a început să creeze așa o emulație, să spunem, nu? Este adevărat, este o emulație în jurul ideii, care a plecat practic, aș spune, din dorința de normalitate, pentru că am ieșit un pic din normalitate și trebuie să revenim acolo unde ne este locul. Îmi doresc alături de Jurca, Marinela, Florina, pentru că noi doi suntem coordonatorii acestui proiect, să ducem mai departe ceea ce am început în data de 15 decembrie acolo cu volumul 1. Avem deja oameni de calitate alături de noi și aici mă refer în primul rând la doamna Antonela, doamna care ne-a pus la dispoziție salonul de înfrumusețare unde s-a ținut evenimentul prezentare de carte și pe lângă domnia sa, doamna ministru Maria Grapini, de asemenea, a și participat în cadrul evenimentului, dar și-a arătat interesul și ulterior, înainte să plece, a venit și chiar ne-a mulțumit pentru tot ceea ce am făcut acolo și a exprimat dorința de a ne ajuta în continuare prin diverse asociații. Eu știu, se va găsi o formulă
care să ne convină tuturor. Probabil se va face un proiect, din ce am înțeles, se va depune către o asociație din acesta, un ONG, da. și vom vedea ce forme legale vom găsi, în așa fel încât să putem duce proiectul mai departe și să ajutăm. Voință există? Există și voință, există și suflul acesta tineresc, pentru că noi suntem amândoi doi reprezentanți de seama ai tinerilor, spun eu în poezie în primul rând, și vom încerca să găsim cea mai bună formulă în așa fel încât să obținem cât mai multe fonduri, pentru că până la urmă cred eu că e un scop nobil și un gest care nu doar noi, pentru că alături de noi ne stau și alți poeți, după cum bine poate ați văzut, la această antologie au participat 15 coautori. Și lista este deschisă în continuare din ceea ce îmi spune. Exact, lista este deschisă, deja am anunțat acest lucru pe diverse site-uri literare, pe Facebook, absolut pe unde ne ducem poezia, și încercăm să atragem alături de noi, în primul rând, vrem să promovăm un tânăr care să nu mai fi fost publicat până la această oră, de așa manieră încât să încercăm să încurajăm inclusiv pe cei care au un har și o înclinație către poezie să nu se lase. Chiar am vorbit zilele trecute cu cineva care, cred eu, se va califica în această luptă pentru a face parte alături de noi din antologie, volumul 2, și m-a impresionat teribil la modul că, într-adevăr, acest băiat este din Vălenii de Munte. N-aș vrea să-i spun numele pentru că deocamdată nu este clar că el va rămâne, dar vreau să-l sprijin și o voi face atât cât voi putea în poezie și voi face conexiunile necesare, pentru că merită, scrie destul de bine și mai mult decât atât are voința aceea. Provine dintr-o familie cu posibilități mai puține, și tocmai ăsta este unul din motivele pentru care vreau să-l încurajez. Poezia ar putea fi poate singura lui șansă să iasă de acolo și să se facă cunoscut. Eu sunt convins că avem și în ea Lomița talente literare care n-au încă unde să se exprime sau poate n-au curajul să se exprime. Referitor la ea Lomița și chiar la Slobozia, la un moment dat am vorbit cu o doamnă care picta și picta foarte frumos, vă spun. Eu am câteva grupuri literare unde oamenii postează poezie, unde oamenii se adresează în artă, în cultură, și practic de acolo am cunoscut-o și pe această doamnă, care mi-a spus că vrea să participe cu lucrările domniei sale la tot felul de simpozioane, cercuri de lucru, în așa fel încât să se facă cunoscut. Am încercat, am pus-o în contact cu o doamnă care pictează și este foarte cunoscută în țară. Sper să fi reușit într-un fel sau altul să fi fost de folos. Acum, vă dați seama, nu este foarte ușor, pentru că suntem foarte mulți cei care încercăm să ieșim în evidență cu ceva, dar important, în fapt, nu este ca noi să ieșim în evidență, ci lucrările în sine, până la urmă. De acord cu tine aici, și pentru că ai vorbit despre lucrările în sine, dați-mi voie, stimați telespectatori, să vă citesc un scurt citat din ceea ce spune doamna Melania Cuc, binecunoscut critic literar, ziarist, unul dintre cei mai importanți oameni de cultură contemporani, cunoscut atât în țară, dar și în străinătate, despre volumul de față și în special despre Mihaiță Macoveanu. Două, trei rânduri, dacă îmi permiteți, iată ce spune domnia sa. O răzvrătire interioară specială face ca poezia lui Mihaiță Macoveanu să iasă adesea din tiparul cu care ne-am obișnuit, să se simtă aici o libertate interioară specială și care dă nuanțe stilistice întregului grupaj din volumul de față. Iată doar o singură frază exponențială, spun eu, pentru ceea ce înseamnă suflul, crezul literar al invitatului meu de astăzi. Însă, Mihaiță, trebuie să le mai spunem telespectatorilor noștri că, pe lângă versurile care ți-au apărut în această antologie, tu ești aplecat și spre poezia patriotică, spre ceea ce înseamnă în general România, românismul, dorul de țară, dragostea de pământul natal, legătura cu strămoșii în definitiv, lucruri care par câteodată desuete în societatea noastră de astăzi. Nu este un lucru bun, dar așa se întâmplă. Da. Când spui că îți iubesc țara, parcă ești privit de cei din jur puțin așa, cum adică, ce e asta? Bun. Înainte de toate, aș vrea să-i mulțumesc și eu pe această cale doamnei Melania Cuc, pentru că o stimez foarte mult, apreciez tot ceea ce face și mai mult decât atât,
Sunt convins că fără sprijinul domniei sale nu am fi ajuns aici și știu foarte bine ce vorbesc. Domnia s-a depus tot efortul de care am fi avut nevoie pentru a încerca să facem versul auzit. Referitor la cea de-a doua chestiune, este adevărat, societatea noastră nu mai este o modă să spunem, domnule, sunt român, sunt mândru că sunt român, nu mai este o chestie care să într-adevăr să ne facă să vibrăm. Pur și simplu, în ziua de astăzi e la modă, domnule, eu plec, mă duc în țări străine, fac bani. Bine, nu e rău nici asta, dar nu trebuie să uităm partea cealaltă. Categoric nu este rău, dar haide să punem în felul următor toată problema. În primul rând, chiar mă uitam aseară la o emisiune, adio fondul de pensii. Și sunt o groază de alte probleme care intervin de aici pe termen mediu și lung. Exact. Pe termen scurt ne putem bucura de faptul că ne vin bani în țară. Ok, îi cheltuim aici, e clar, dar nu se duc acolo unde trebuie pentru ca economia asta, într-adevăr, pe termen mediu și lung să poată să ne asigure un trai mai bun fiecăruia din noi. Mai mult decât atât, că până la urmă nu doar despre asta este vorba, dacă, haide să punem problema în felul următor, dacă și strămoșii noștri ar fi gândit la fel ca noi, ce s-ar fi ales de noi astăzi? Da, poate n-ar mai fi stat astăzi de vorbă. Mai mult ca sigur, ce se întâmplă dacă Mihai Viteazu, Ștefan cel Mare îndemnau, haide să mergem să rupem porțile și granițele? Sunt convins că și pe vremea aceea se putea. Da. Dar oare oamenii ăia de ce au gândit așa? Ar trebui fiecare din noi să ne punem întrebarea asta. Oare de ce ei n-au plecat și mai mult decât au atât? S-au luptat pentru fiecare petic de pământ. Da, vorba poeziei, ce-i mâna pe ei la luptă? Au murit și au lăsat sângele ca și îngrășământ pe pământul ăsta pe care noi îl vindem în ziua de astăzi. Știm foarte bine ce se întâmplă de la 1 ianuarie. Bine, asta e și o chestie de care se folosesc mulți, este adevărat. Mare parte din pământul țării este deja vândut, pentru că cei care au venit din afară să cumpere, nu vin ei doar pe persoană fizică să achiziționeze acest teren. Foarte mare suprafață. Și nu vin pentru că le plac lor de noi. Nu, e o investiție, până la urmă hrana populației este o prioritate pentru tot globul, nu este doar pentru români și pentru România, și cu siguranță vedem bine că începem să fim vizitați, să fim în vizorul multor țări mari ale lumii și să nu credem că totul se face fără niciun interes la mijloc. Este un interes și acela ar trebui fiecare din noi să-l descoperim. Eu cred că l-am descoperit. Până la urmă suntem o țară agrară și așa am fost dintotdeauna și consider eu că aici va trebui să avem mare atenție și mare grijă în acțiunile pe care le vom întreprinde. Altfel, probabil că va fi foarte greu să supraviețuim ca și nație, ca și popor. Avem nevoie de politici coerente, avem nevoie de oameni luciți la frâiele țării, în așa manieră încât să venim cu acel suflu de care e nevoie, inclusiv pentru tineri ăștia, să-i ținem în țară. Mare atenție! Eu am o poezie, se numește Veniți că România moare. Este legată strict de acest subiect. Încurajăm să plece medici afară, încurajăm să ne plece copiii. Mergeți copiii afară și faceți bani. Nu e în regulă. Trebuie să găsim metode să banii să-i facă aici. Da, ok. Avem ceva cu politica, avem ceva. Pe implicați-vă, oameni buni. Nu vă ține absolut nimic să nu vă implicați. Atâta timp cât aveți ceva de spus și cât cred și alții în voi, că până la urmă, la un moment dat discutam cu cineva, ducem lipsă acută de lideri. Nu avem lideri, nu avem ideologii, nu avem idei, nu avem acea viziune de care este nevoie pentru a... Dar sunt convins, așa cum am mai spus, sunt convins că la un moment dat, tocmai datorită faptului că ne vom fi dus foarte, foarte în jos, se va găsi acel, nu om neapărat, acea chestie de care acea e idee, nevoie, acea, exact, care să, în jurul căreia oamenii să vibreze. Bine, istoria noastră arată că întotdeauna când se credea că mai jos de atâta nu se poate, s-a găsit ceva, un eveniment, ceva care să ne ridice până la urmă. Exact, păi despre asta este și vorba. Oarecum sunt convins că totul are o formă ciclică, așa, adică roata se învârte, am spus și data trecută, dacă noi nu
nu ne vom ajuta, domnule, se va găsi cineva, unul din milioanele astea de oameni care să fie un pic mai limpede la minte. Așa cum spui tu aici într-un citat, o țară își alege eroul niciodată invers. Bine, eroul neapărat ca o persoană. Bine, da, metaforic vorbim. Exact, este totuși este bine îmbrăcată metafora și cred eu că până la urmă, fie cu voia noastră, fie fără voia noastră, se va fi întâmplat, sigur că, dar fără niciun dubiu. Deci veniți că România moare. Veniți că România moare, imediat o să o citesc. Este poezia care practic m-a făcut să cred că se poate, inclusiv eu când scriu, să știți că sunt foarte aplecat să văd ce transmite acea poezie și mai mult decât atât se pare că nu m-a făcut doar pe mine să cred că se poate. Poezia asta a ajuns, n-am visat eu atâtea locuri unde a ajuns poezia aceasta, vă spun, pentru că primesc semnale din zonele respective ale lumii. Și asta, pe de o parte, mă face mândru tocmai datorită faptului că românii vor să se întoarcă acasă. Asta vor. Deci, nu există politică, nu există... Domnule, atâta timp cât vom veni cu toții și vom pune umărul, sunt convins că se va găsi cea mai bună soluție pentru a ieși din marazmul ăsta în care ne-am afundat. Te rog. Nu mai privi de jos la toți, că ei, de fapt, sunt mari hoți. Aici îți sunt ai tăi copii și glia. Române, vino în România. Îți plângi în somn, frați și surori, pentru străini alți cerșetori. Veniți acasă cu mic, cu mare, veniți, că România moare. Avem o țară așa frumoasă, noi cerșim din casă în casă. Avem și munți, avem și mare, noi n-avem de mâncare. Te plâng și râuri și poteci, de câte ori de acasă pleci. Nu întinde mâna la stăpân, ridică-te că ești român. Când vor dori să umilească, să vină în țara românească. Nu mai întoarce iar obrazul, ești fiul lui Mihai Viteazul. Te-au rușinat destul de azi, vom face armate din vii brazi. Nu-i mai lăsa să te doboare, ești fiica lui Ștefan cel Mare. Avem o țară așa frumoasă, noi cerșim din casă în casă. Avem și munți, avem și mare, noi n-avem de mâncare. Te plâng și râuri și poteci. De câte ori de acasă pleci, nu întinde mâna la stăpân, ridică-te că ești român. Și de vreodată îți va fi greu, te rog, adu-ți aminte, în sufletul tău porți mereu a dacilor sorginte. Române, vino în România, te așteaptă ai tăi copii și glia. Veniți acasă cu mic, cu mare, veniți că România moare. Avem o țară așa frumoasă, noi cerșim din casă în casă. Avem și munți, avem și mare, noi n-avem de mâncare. Te plâng și râuri și potești de câte ori de acasă pleci. Nu întinde mâna la stăpân, ridică-te că ești român. Și până la urmă, poate depinde de fiecare dintre noi să ne ridicăm, așa cum spui tu, pentru că suntem români. Pentru că, iată, avem o istorie atât de frumoasă și atât de bogată, o țară atât de frumoasă și atât de bogată, din păcate, parcă nu mai e a noastră. Da. Și mai ales, exact cum spuneai tu, trebuie să ne mândrim și cu altceva. Până la urmă, suntem descendenții a două nații care au scris istorie și multă Daci și frumoasă, dacii și romanii, da. Creatorii unei civilizații care, practic, a schimbat fața lumii, mă refer la civilizația romană și civilizația dacică, cea de aici, cu sorginte tracică, despre care încă, din păcate, nu știm foarte multe. Uităm lucrurile acestea. Nu știm, dar dacă fiecare din noi ar încerca să intre în interiorul lui un pic și să ne cunoaștem, intrinsec vorbind, eu cred că am fi uimit de ce am descoperit. Găsim acel instinct dacic, acea trăire, acea iubire, pentru că până la urmă dacii n-au plecat niciodată de aici. Exact. Nu putem să ne descoperim atâta timp cât noi nu facem altceva decât doar să ne îndepărtăm de noi.
Deci noi trebuie să revenim în primul rând și să vedem cine suntem noi, ce reprezentăm noi în societate. O spuneam și o să o repet și de această dată. Dacă noi, în pătrățica noastră, acolo unde noi ne adresăm fiecare, nu găsim cele mai bune soluții, dacă noi nu încercăm ca aici să fie bine, și aici poate să, pătrățica noastră poate să însemne la mine în birou, poate să însemne Slobozia, dar poate să însemne inclusiv România. Corect. La nivel global. Fiecare din noi să se uite acolo unde se adresează, în ceea ce face. Eu, spre exemplu, fiind consultant în accesare de fonduri europene, asta fac. Acolo unde mă adresez clientului cu care stau de vorbă, încerc să-i explic absolut toți pașii în așa fel încât fondurile astea europene să le atragem și să aducem un plus. Domnule, nu pot să mă ridic cu niște pretenții atât timp cât eu nu mă implic și nu reușesc să rezolv lucrul ăsta mic în care sunt, ca eu după aceea să ies cu altceva mai mare sau să acuz în stânga și în dreapta că, vezi, Doamne, nu s-au făcut bine anumite treburi. Pe bun! E ușor să dai cu parul câtă vreme tu nu faci nimic. Este aici. Adevărat. Cel mai simplu, dar să stai deoparte și să critici. Aia nu se face, aia nu se face. Dar te întreb odată, dar tu faci ceva pentru asta? În primul rând, tânăr, așa ar trebui. În primul rând să ne privim fiecare în oglinda sufletului și să ne dăm seama cine suntem, ce reprezentăm și cât de mult am adus noi țării ăstea și oamenilor din jurul nostru și românilor de rând, în așa fel încât apoi să putem judeca pe ceilalți. Pentru că, într-adevăr, noi avem obiceiul ăsta străvechi de a-i judeca în primul rând pe ceilalți și să nu ne mai uităm, cum se zice, că vedem gunoiul din ochiul celuilalt și nu vedem bârna din ochiul nostru. Da. Exact. Exact cum spunea Kennedy, nu te întreba ce poate țara să facă pentru tine, ce poți să faci pentru țară. Pentru țară. Și până la urmă și oceanul e făcut din picături, nu? Deci dacă fiecare dintre noi ar face câte ceva, are și un tot unitar și poate lucrurile ar sta puțin altfel în societatea noastră. Este adevărat. Dar nu poate fi oare vorba și de teama de a ne exprima? Eu am observat și acest lucru. Sunt oameni care au multe de spus, care pot face foarte multe, dar din teamă probabil preferă să stea deoparte. Bun. Tu cum ți-ai înfrânt teama? Că până la urmă e nevoie și de puțin curaj ca să te exprimi atât de liber cum o faci tu, mai ales în actualul peisaj românesc. Foarte, foarte corectă afirmația. Este adevărat că nici mie nu mi-este ușor în tot ceea ce fac, dar fac. Deci asta este diferența între unul care îndrăznește și trece dincolo și unul care nu face altceva decât să stea acolo și să ciripească probabil mai mult pentru el. Domnule, ai ceva de spus? Spune. În primul rând, ridică-te, stai drept, pentru că tu crezi, e crezul tău. Dacă tu crezi în lucrul acela, trebuie să-l susții până în pânzele albe. Dar este adevărat acum să nu venim și cu niște idei din astea haotice, că sunt și oameni de genul ăsta. Sau dacă sunt anumite persoane care vin cu astfel de idei, cred că ar trebui marginalizați. Am zis eu la un moment dat acolo, am un citat referitor la chestia asta, cei care nu au ceva de spus, domnule, n-ar mai trebui puși în evidență. Haideți să nu mai punem amprenta pe acel om. Haideți să punem pe cel care într-adevăr vine cu ceva nou și care vrea să ajute. Da, exact cum spui tu în acest citat, blestemul neamului românesc stă în incapacitatea marginalizării exemplelor de neurmat. Și este adevărat. Despre asta este vorba. Nu facem altceva decât să scoatem tot felul de am zis eu nimicuri data trecută, poate a fost un pic cam dur, dar din păcate cam ăsta este adevărul. Nu, din păcate realitatea demonstrează că așa este. Nu-mi place ceea ce spun, dar asta este realitatea și trebuie să ne asumăm până la urmă. Și mai e o chestiune care trebuie menționată neapărat. Școala care i-a creat pe oamenii ăștia, pentru că școala îi creează, până la urmă este baza noastră ca și oameni maturi și ceea ce avem noi de spus în zilele noastre. Eu cred că școala s-a dus foarte, foarte, din păcate s-a afundat și mare parte este voit tot lucrul ăsta. Este un plan bine pus la punct de așa manieră încât să nu se mai nască oameni talentați și să nu mai, cu toate că aici cu născutul e cam relativă, discutam și data trecută, e posibil să nu se poată face nici chiar atât de rău, pentru că sunt oameni care au harul ăsta de la început, s-au născut cu el. Românul are o inteligență nativă în el, într-adevăr,
Dar până la urmă, într-adevăr, dacă retezi educația unei, sistemul educațional al unei țări, practic îi distrugi viitorul și poți face ce vrei cu ea. O transform într-o colonie, cum spuneai, un sensul negativ al cuvântului, nu sensul pozitiv. Da, da. Sunt mult mai ușor de controlat oamenii. De manipulat. Exact. Din păcate, ăsta este adevărul și nici nu văd cum am putea să ne îndreptăm către ceva mai bine atâta timp când nu suntem conștienți de lucrul ăsta. Adică noi trăim fiecare în mediile noastre și suntem profund individualiști. Da. Nu facem altceva decât să ne fie nouă bine. Dacă se poate să mai dăm și cu cotul în stânga și în dreapta, să mai îmbrâncim și un bătrânel, ca să putem să ieșim noi în față și de ce nu s-o duce mai bine decât celălalt. Păi oameni buni, dacă țara asta se va ridica de unde este acum, cu toți o vom putea duce mai bine. Bineînțeles. Problema e că trebuie și o idee, ceva care să ne determine până la urmă să ne ridicăm. Un complex de idei. Suntem, da? Suntem oameni raționali, avem pretenția asta. Avem pretenția că ne conduc niște oameni și niște spirite, într-adevăr, care ar trebui să țină cu țara asta. Din păcate nu prea este așa, vă observăm și noi, adică indiferent cât am vrea noi să nu spunem de ei, să nu ne legăm de ei. Nu, nu avem cum să ne legăm. Este totul vizibil și sper din suflet să le vină mintea la cap în ceasul al 12-lea, cum se spune, și să-și dea tot concursul pentru ca țara asta să o ducă mai bine, să găsească soluțiile cele mai bune, că așa cum noi discutăm aici liber și încercăm să, eu știu, fiecare temă în parte să-i găsim un răspuns, așa pot face și ei. Exact, nu ne oprește nimeni. Problemele țării care sunt asta, nu sunt foarte multe. Deci dacă ei încep să își dorească, cred că este suficient pentru a se observa o mișcare. Bine, mai suferim de ceva în ultimii ani. Lipsa elitelor. Elitele au plecat din țară, din diverse motive, unii, poate chiar, spre exemplu, în medicină, au fost încurajați să plece. Da, nu da. Trebuie să uităm lucrurile astea. Așa este. Păi, am o poezie legată de chestia asta. Nu sunt deloc de acord să încurajăm plecarea din țară. Ba, din potrivă, îmi doresc foarte mult să încurajez întoarcerea către casă și către glia strămoșească, aici de unde ne tragem cu toții seva. Vedem bine că sunt foarte mulți oameni plecați care duc dorul de casă și tot ceea ce fac afară nu fac altceva decât să promoveze toate ideile astea de iubire de țară, de neam, de glie și își plâng dorul. Bun, trebuie să luăm o pauză de publicitate, Mihaiță, revenim în câteva minute, stimați spectatori, cu o altă poezie pe care o va recita invitatul meu de astăzi. Publicitate, vă rog. Nou în Slobozia. Clinica Optistil vine în întâmpinarea pacienților cu afecțiuni cardiovasculare prin monitorizare tensiune arterială, monitorizare Holter EKG și electrocardiografie Doppler. Pentru informații și programări vă așteptăm în sediile noastre din Slobozia, ansamblul PECO și Fetești. Optistil, totul pentru sănătatea ta! Terasa Valentino, situată în comuna Bordușani, vă pune la dispoziție un local ridicat la cele mai înalte standarde, un meniu variat îmbinând diverse mâncăruri cu specific românesc. Restaurantul împreună cu terasa din jurul acestuia alcătuiesc un ansamblu ce vă oferă diverse stiluri de aranjamente și ambianță, astfel oricare dintre acestea vă pot oferi momente de neuitat alături de cei dragi. Vă invit să petreceți o seară de neuitat la Terasa Valentino. Real Gold, cel mai mare magazin de aur din Slobozia, vă așteaptă cu oferte de nerefuzat. Puteți alege dintr-o gamă largă de inele, cercei, pandantive, coliere și brățări din aur de 14 și 18 carate, argint și titanium cu pietre prețioase și semiprețioase, toate la un preț atractiv. Real Gold vă oferă și servicii de amanet cu termen de așteptare negociat și comisioane mici, dar și reparații la obiectele din aur, argint și titanium. Adaugă un strop de strălucire cu Real Gold. Real Gold vă așteaptă la magazinul din bulevardul Matei Basarab, situat la parterul blocului F2 vis-a-vis de Ialomița. Real Gold. Noi respectăm clientul.
Am revenit cu emisiunea noastră de astăzi, stimați telespectatori. Înainte de pauza publicitară, v-am promis că vom începe a doua parte a discuției noastre cu o altă poezie recitată de invitatul meu de astăzi. Te rog. Poezia se numește Țara mea nu-i de vânzare. Și cred eu este și de actualitate. Mai mult decât de actualitate. Și a fost cam întotdeauna după 90 încoace. Da. E, să sperăm că se vor fi oprit la un moment dat, pentru că așa nu se mai poate. Iată, și îmi cer scuze că te întrerup puțin, dar ne aducem aminte ce se striga atunci în stradă, perioada Revoluției, dar și după aceea, nu ne vindem țara, nu ne vindem țara. Au știut tinerii care au murit acolo și poate o să reușim să și discutăm un pic mai târziu despre chestia asta, pentru că se pare că nu s-a întâmplat exact cum și-ar fi dorit, din păcate. Da, te rog. Râuri, lăcrimate noduri, cu oftat până în rărunchi, au să înalțe poduri, poduri între semenii de-un trunchi. Negustorii bat în poartă cu traista plină de bani, firai vitregită soartă și iartă-mi codrii sărmani. Dați ardealului de știre să răsune, să ieșim cu toții în drum, să ne îngroape în cimitire până la ultimul român. Prindeți lacăt și zăbrele pe tezaurul din munți, plângând pântec de durere. Prunci în mame nenăscuți, dintr-un colț, în colț și tare, să răsune ca din tun. Țara mea nu-i de vânzare, nici pământul meu străbun. Ne-a ajuns cuțitul un os de nestrigă din morminte, însuși țepeș mânios, sus români, tot înainte. Nu plecați, privirea iar, de umili pentru moșie, nu dați România dar, vai și amar o să fie. Tu, Moldovă, îți adună moldavii cu toți la sân, ca în istoria română, până la ultimul român. Sub o sabie, în cruce, Ștefan, voievod călare, oști răzeși îi aduce, țara mea nu-i de vânzare. Urlă vântul să trezească pe Mihai întâiul meu, din țărâna strămoșească, asta-i pohta ce-o voi eu. Completez puțin aceste pătrunzătoare versuri ale tale cu un citat, spui tu aici, dacă ți îngrop țara, meriți să mori în continuu. Să mori în continuu. Ce pot spune mai mult decât atât? Ai spus totul cu asta. Ei cred că aceia care ne privesc, și poate că ne vor mai fi privit la un moment dat, în viitorul care va veni, că nu se va opri aici, vă garantez. Ar trebui să-și facă singur judecata. Domnule, cine sunt eu cu adevărat? Ce am făcut eu? Undeva acolo, unde nu-i prinde nimeni și nu-i acuză nimeni de nimic. Și să vedem cum se simt ei în pielea lor, apoi. Să vedem. Sunt și eu curios, că ei se știu. Se știu, bineînțeles, asta că da, fiecare dintre noi ne cunoaștem mai mult sau mai puțin bine. Se știu și sunt curios așa în sinea lor, cum se simt, dar probabil că nu mai au sânge, nu pot să, altfel nu pot să-mi imaginez ca să poată să facă astfel de lucruri, înseamnă că nu mai circulă nimic prin vinele lor. Nu, dar se întâmplă câteodată niște aspecte de pur și simplu stă mintea în loc, iartă-mi expresia. Adică sunt lucruri evidente, nu-ți trebuie cine știe ce studii universitare ca să-ți dai seama că domnule, ceva nu e în regulă. Păi, și continuăm în marasmul ăsta. Da. Nici ca să-ți iubești țara nu-ți trebuie studii universitare. Nici ca să... Bine, să nu se înțeleagă că avem copilul, ce doamne ferește, din potrivă. Da, da. Nu. Nici ca să-ți iubești copilul nu-ți trebuie studii universitare, pentru că știm foarte bine că tot ce se întâmplă în ziua de astăzi sunt interconectate. Faptul că omul pleacă afară, nu e doar chestia asta că pleacă afară. Am zis eu la un moment dat, am și o satiră, se numește Bun venit în Europa, am zis acolo să-mi împart copiii cu vecinii mei de gard. Tocmai datorită faptului că ăștia, oamenii ăștia pleacă, sunt o parte, nu sunt toți, este adevărat, sunt și oameni care pleacă la nevoie, sunt și oameni care le-a ajuns cuțitul nostru, cum am zis. Dar trebuie să facem în așa fel, noi care putem, să-i ajutăm pe acești oameni să nu mai plece. Ei care vor să plece, să încerce să înțeleagă, domnule, e țara mea, eu odată înstrăinat de aici, pa, pentru că, haide să fim realiști, majoritatea nu se mai întorc, majoritatea, că sunt și oameni care vin înapoi tot datorită faptului că poate nu le merge foarte bine acolo
Dar nu neapărat pentru că țin atât de mult la pământul ăsta. Sunt oamenii, mulți care sunt plecați, sunt oamenii necăjiți. Nu sunt oamenii care au avut-o foarte bine. Inclusiv medicii, dacă au plecat, au plecat pentru că au fost înjosiți. Exact. Știm foarte bine. Salarii de mizerie, cum să, da. Cum să-i spui tu unui medic care salvează viața, poate nu a ta, a părinților tăi, să-i spui, domnule, mergi și descurcă-te în afară, că e mai bine. Tu ca și președinte, tu ca și prim-ministru, tu ca și om al statului. Ca lider, exact. Bun, cred că s-a înțeles. Da. N-am vrut să spun de cineva anume. Pur și simplu, oamenii care generală. Au decizia în stat, exact. Nu poți face așa ceva. Trebuie să vii, să te implici, să-i ajuți să rămână aici. Pentru că oamenii ăia v-au salvat copiii la un moment dat. Și practic, până la urmă, vorbind de generația de tineri de dinaintea noastră, cei care au ieșit în stradă atunci, în acel însângerat decembrie 89, nu ne întrebăm câteodată, oare n-au murit degeaba până la urmă? Nu discutăm, a fost revoluție, n-a fost, nu știu, asta istoria va decide. Dar strict vorbind de cei tineri, de copii până la urmă, 13, 14, 15, 18 ani, și-au dat viața pentru că au crezut în ceva. Nu putem să spunem că au murit degeaba, pentru că ei au știut foarte bine ce vor să obțină la momentul ăla. Deci ei au murit pentru un crez. Ei au crezut foarte tare în ceva, de așa manieră încât și-au dat viața pentru crezul lor. Ar fi nedrept să spunem, domnule, oamenii au murit degeaba. Ci au murit pentru că au crezut foarte tare că se poate mai bine. Și noi nu avem dreptul față de ei, i-am necinstit dacă noi nu am face tot ce ne stă în putere ca visul lor, măcar, ce știu, pe sfert, să fie așa cum l-au văzut ei, ca România asta să fie așa cum au văzut-o ei. În momentul în care ei au căzut, eu am un text, Trăiască-ți eroii, se numește, care este închinat tinerilor căzuți la Timișoara. Nu este scris cu foarte mult timp în urmă, undeva prin noiembrie, care a fost și pus pe muzică. Este interpretarea domnului Florin Țuțuianu, căruia de asemenea vreau să-i mulțumesc pentru colaborare și pentru modul în care a știut să pună pe muzică textele mele, pentru că nu este singurul text pus pe muzică de către domnul Florin Țuțuianu. Dumnealui este un fost colaborator și membru al cenaclului Flacăr, al renumitului Adrian Păunescu. Exact. Nu avem dreptul să uităm de tinerii care au căzut acolo. La Timișoara au căzut 43 în primele zile ale Revoluției. O să discutăm un pic și despre chestia asta, pentru că țin foarte mult. Nu știu câți știu. Operațiunea de mutare de la Timișoara a morților către crematoriul din București s-a numit Operațiunea Trandafirul. Dumnezeule, ce nume! Da. Operațiunea Trandafirul. Veți regăsi și în melodia pe care o va cânta pe textul meu domnul Florin Țuțuianu acest cuvânt, trandafirii. Un stac sângerat cade iară sub trupul ce zace zâmbind. Trăiască-ți eroii murind, pe frunte-i sărut Timișoară. Trăiască-ți eroii murind, pe frunte-i sărut Timișoară. Capsuni secerați de tăieri se trage cu gloanțe români, din piept recitați rugăciuni, plâns inocent de durere. O sete nebună, nebună vă poartă pe străzii de reci. Copile, ce-ți vine să pleci? Întreabă speriată o umă. Un stat sângerat cade iară sub trupul ce zace zâmbind. Trăiască-ți eroii murind, pe frunte-i sărut Timișoara. E foarte dureros să vorbești despre lucrurile astea, mai ales că ei nu au fost toți împușcați în stradă. Mare parte din ei au fost împușcați în spital. Securitatea se pare că
a blocat un lift de acolo pentru accesul doar al persoanelor din securitate și acolo s-au întâmplat mari atrocități. Chiar rog pe cei care nu știu să intre să se documenteze. Pentru că chiar dacă nu a trecut foarte mult sau foarte puțin timp de la Revoluție, ar fi nedrept să nu vorbim. Noi trebuie să vorbim despre acești tineri în fiecare zi. Până la urmă, poate cel mai important drept pe care ne l-au dat, libertatea de expresie. Putem discuta, putem spune ceea ce credem. Libertatea de expresie este adevărat. Probabil că fără ea n-am fi fost nici eu, nici noastră aici, în momentul acesta. Probabil că majoritatea celor care ne privesc ar fi fost cu totul și cu totul altfel. Haideți să ne întrebăm ce ar fi fost dacă. Și atunci ne-am dat seama ce avem. Pentru că e clar că nu ne îndreptam către o zonă foarte, foarte bună. Da, bine, de asta și căzut sistemul până dar, la urmă. Dar, exact, exact. Vorbesc deci, de sistemul general, nu doar de la noi. Este o discuție foarte complexă. Da, da. Probabil că numai pentru discuția asta ar trebui una, două emisiuni strict. Pe puțin. Dar pot să spun, în data de 16 decembrie, când a început Revoluția la Timișoara, acolo, anul 2013, dacă am fost la lansarea de carte, pe 16 a fost singura mea seară când am putut efectiv să pot să văd și eu Timișoara. Am fost în Piața Operei, am fost la Catedrală. Este un sentiment care și acum mă mișcă și îmi dă un oarecare fior, pentru că n-ai cum să nu te gândești. Acolo au murit oameni în locul acela. Au fost lucruri care, într-adevăr, nu văd cum, poate doar să nu fii român, să nu simți ceea ce s-a întâmplat acolo. În momentul în care am intrat în piață, am văzut o cruce foarte, foarte mare, în jurul căreia erau oameni strânși. Probabil că majoritatea erau părinți, erau frați ai celor care au căzut. Sper să fi fost și alți români din alte zone care, într-adevăr, au venit să-i cinstească pe acești copii, că majoritatea au fost tineri. Ce nu mi-a plăcut totuși și trebuie să o spun, asta e ca un lucru pe care l-am ținut de atunci, domnule, dacă am ocazia vreodată o să-l spun. Din păcate n-am putut la Timișoara când am fost la televiziune, pentru că emisiunea deja se ținuse. Dar nu mi-a plăcut, s-a făcut acolo în piață un târg de haine, ceea ce este nedrept. Nu pot spune un târg de haine unde au murit oameni pentru țară. Domnule, acolo vedeam, la un moment dat, într-un colț al pieței, cântau, erau artiști lirici de la opera din Timișoara. Era o chestie care, într-adevăr, ți ajungea până undeva în suflet. Exact. O chestie care te mișca și acei copii trebuiau puși pe o scenă. Asta e. Deci sunt lucruri care se pot face în bine. Important e să avem voință. Că eu știu, negustoria e în floare. Am scris eu la un moment dat într-o poezie. Negustoria e în floare și pe asta ne bazăm, dar trebuie să înțelegem un lucru. Avem nevoie de principii, avem nevoie de să fim oameni, dincolo de orice trebuie să nu uităm să fim oameni, să ne cinstim eroi și de câte ori avem ocazia să-i punem în evidență, pentru că ei sunt exemplele noastre, noi după ei ne formăm și copiii. Dacă noi nu le dăm exemple copiilor noștri, pe ce exemple să ia din ziua de astăzi? Nu vreau să dau nume, dar o să dau până la urmă, că n-am cum. Bianca Drăgușanu este un exemplu pentru copilul meu. Corect. Bine, nu este singurul exemplu de așa natură. E primul care mi-a venit, îmi pare rău. Iarăși face parte din libertatea de expresie până la urmă și aici mai intervine și posibilitatea fiecăruia de a alege. Este adevărat, dar de unde alegem? Asta este. Vă întreb, exact. De unde alegem? Că Bianca, după Bianca Drăgușanu urmează domnișoara Crudu și ce facem? Pentru că nu mai are efectiv nimic de văzut la televizor. Este adevărat, îi punem o carte. Se mai cumpără cărți, vă întreb. Adică tot ce facem, facem parcă împotriva noastră și nu pentru noi. Nu, este clar că trăim într-o epocă a mediocrității și ne și place să promovăm mediocritatea și non-valoarea până la urmă în toate domeniile vieții sociale. Indiferent că vorbim de cultură, sport, politică. Este adevărat. Parcă totul a ajuns o negustorie până la urmă, nu? Unde sale tale oști? Negustoria e în floare. Mărite Ștefan cel Mare. Era unde negustoria e în floare, unde sale tale oști? Mărite Ștefan cel Mare. Dacă vom continua așa, o să chemăm să
să se întoarcă din mormânt Ștefan, Mihai, să vină să facă dreptate între noi. Da, astăzi, așa cum se întreba și mine, că nu este din ceva de ani, cum nu vii tu Țepeș, Doamne, iată... Exact. Parcă istoria noastră se repetă din, din păcate. Și se va repeta ori de câte ori se vor face greșeli de genul pe care le-am făcut și noi sau le facem în continuare. Poate o altă greșeală pe care o facem, din păcate, iarăși accentuez, este această tară a noastră, a societății în general, că nu știm să ne aducem aminte de înaintașii noștri. Și noi aici, în Ialomița, ne legăm de numele lui Mihai Viteazu. Știm foarte bine că este un loc încărcat de numele său. Și de ce nu ne-am legat? Păi el este cel de care trebuie să ne legăm. Exact, întâi unificator și a plecat de aici, de aici, trage rădăcinile. Fără istoria pe care o avem, noi probabil că ne-am fi dizolvat de mult. Exact. Ridică-te, țară, în picioare. Mihai Viteazul se închină. Măicuțe de munți, bocitoare. Pe mantie albă suspină, în mâini cu dreptatea la arme. Se strigă din colb de nădejde, dușmanul e cel care doarme. Când frații ne mor de viteji, prin mlaștini glasul îi răsună, prin negre noroaie pe câmp, țăranii la oaste se adună, uniți de curaj, de pământ. El iarăși ridică din bardă de mândru bravul român. Îngroapă sub cruce o hoardă, aici poporul-i stăpân. Un cânt îl mână în luptă și steagul e sus, arborat. Mihai cel Sfânt se înfruptă din hoții de codru tăiat. Alături de el și ai lui, popor umilit în dureri, bătuți în genunche sătui, eroii de azi și de ieri. Nu-i teamă și nicio avere să dăm un petic înapoi. De pace nu-i timp până piere neghina din neam și din noi. Din păcate n-au pierit aceste lucruri și mai spui tu aici într-un citat care se aleagă foarte bine de aceste versuri: dacă virtutea s-ar fi moștenit, ne-ar fi stat la picioare o lume. Deci, cu alte cuvinte, dacă ne-am fi păstrat în ființa noastră, fiecare dintre noi, măcar puțin, 0,001% din ce... Dar ei nu ne-au dat puțin. Nu, dar măcar atât să fi păstrat noi, măcar atât fiecare dintre noi să fi păstrat. Am înțeles perfect, dar ei nu ne-au dat puțin, ei ne-au dat tot. Da. Păi și noi ce dăm mai departe? Dăm puțin? Asta e întrebarea. Eu cred că ar trebui să dăm tot. Și de ce să nu putem să o facem așa cum au putut ei? Domnule, deci s-a putut. Ni s-a demonstrat că se poate. Istoria demonstrează că s-a putut. Da. Noi de ce nu putem să facem același lucru? Ce ne ține pe noi să nu facem același lucru? Eu nu pot să înțeleg, poate că sunt eu mai îngust, dar nu pot să înțeleg de ce nu punem cu toții umărul ca să ieșim din toate lucrurile astea pe care eu le-am prezentat aici. Sperăm că vom ieși până la urmă. Mihai, ne apropiem de finalul emisiunii noastre de astăzi. Nici nu știu ce să te mai întreb acum pe final, pentru că, într-adevăr, a fost o discuție foarte frumoasă, spun eu, și chiar m-a răscolit așa puțin. În definitiv, rămânem optimiști în ceea ce ne privește? Pe noi ca tine, pe noi ca societate până la urmă? Nu avem încotro și chiar dacă nu am rămâne, suntem obligați. Păi, e singura soluție. Trebuie să rămânem optimiști și mai mult decât atât, nu numai că trebuie să rămânem optimiști, trebuie să învățăm să ne implicăm. Dacă, cel mai important lucru. Da, cel mai important. Dacă noi stăm deoparte și nu ne implicăm, nu facem altceva decât să ajutăm în sens negativ țara să o se ducă de tot acolo unde a plecat din cauza unor oameni, pentru că nu țara e coruptă. Așa este. Deci nu țara e coruptă, scrie într-o poezie de-a mea, cine e curios să pună mâna să citească. Nu țara e coruptă, corupți sunt oamenii care au frâiele și decid soarta noastră a tuturor. Și poate că și noi, prin faptul că noi implicăm, îi lăsăm să decidă. Nu? Spuneam. Domnule, ridică-te, stai drept, spune-ți numele, cine ești și spune ce ai de spus. Dacă ai ceva de spus, sunt convins că toți am avea ceva de spus. Indiferent că există și oameni care într-adevăr... Dar gândiți-vă totuși că toți ne iubim țara, în sinea noastră, toți avem un moment unde vom recunoaște lucrul ăsta, dar să nu o facem doar acolo, să ieșim și în față.
Și să nu o facem doar de 1 decembrie. Și neapărat, da. Dar nu doar de ziua națională a țării sau eu știu din ce alte considerente care să putem fi puși în valoare. Că țara trebuie iubită tot timpul. Astăzi nu suntem în 1 decembrie și cu toate astea spun că am vorbit despre țară. Exact. Trebuie să fie un exemplu pentru toți cei care ne privesc. Sper că așa va fi, Mihai. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru amabilitatea care ai stat astăzi de vorbă cu noi. Te aștept și cu alt prilej în studioul Antenei 1 Slobozia. Cu mare drag. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimații telespectatori, pentru atenția cu care ne-ați urmărit și până la o nouă întâlnire vă doresc numai bine și un 2014 plin de împliniri. La revedere! La Observator și la mulți ani, aglomerație mare la unitatea de primire urgență din cadrul spitalului din Slobozia. Astfel, dacă de Crăciun numărul pacienților care au avut nevoie de ajutor medical a fost de aproximativ 100 pe zi, de Revelion acesta a crescut la 130. La spital au ajuns însă și oameni sănătoși și vorbim despre nou-născuții care au venit pe lume în noul an. Bolnavii cronici, cardiaci, hipertensivi și diabetici reprezintă ponderea celor care au petrecut trecerea dintre ani în spital. Unii dintre aceștia au renunțat la medicație sperând că nu vor păți nimic, alții chiar și sub tratament au avut probleme de sănătate. Și pentru că medicii de familie nu au lucrat de sărbători, solicitările la unitatea de primire urgențe au fost mai numeroase ca de obicei, 130 de pacienți pe zi. Și pentru că în medicina de urgență principiul primul venit, primul servit nu este valabil, ci au prioritate cei care sunt grav bolnavi, unii dintre pacienți au fost nevoiți să aștepte cu orele până la venit rândul. Știți că perioada pe care o am traversat-o a fost practic cu 2 săptămâni de zile libere, ca să fim sinceri, și așa s-a întâmplat. Și practic în aceste perioade cabinetele medicilor de familie nu au funcționat și atunci se cunoaște foarte, foarte mult. Noi ne cerem scuze față de pacienții noștri care să aștept o perioadă foarte îndelungată. Trebuie să vă spun că și să reafirm lucrurile că la unitatea de primire urgență pacienții nu sunt tratați în ordinea venirii, ci sunt tratați în ordinea gravității bolii. Din păcate, asta este. Și atunci un pacient care, să spunem, putea fi tratat la salvare la domiciliu, putea fi eventual văzut de medicul de familie, poate să aștepte, să știți, nu e mare lucru, să aștepte și o jumătate de zi, adică 5, 6, 7 ore. Asta este situația. Și maternitatea spitalului a fost solicitată de Revelion. Astfel, în ultima zi a anului 2013 a venit pe lume prin cezariană un băiețel și tot un băiețel a fost primul născut în noul an. În această perioadă, la noi vreau să vă spun că s-au întâmplat evenimente cu se poate de fericite, ne s-au născut 8 copilași, 4 fetițe și 4 băieți, toți bine mersi, sănătoși. Este o bucurie pentru noi că deci avem și evenimente fericite. La maternitatea din Slobozia au venit să nască și mame din județele limitrofe. Sunt din Murgeanca, am născut un băiețel, primul băiețel pe anul acesta, pe maternitate, la 8:25 de dimineață. Mă simt foarte bine și copilului îi doresc mult noroc și multă sănătate. Sunt din Căzănești, am născut un băiețel pe întâi și îi doresc multă sănătate. Dumneavoastră, cum vă simțiți? Mă simt foarte bine. Am născut pe întâi o fată, îi doresc multă sănătate și noroc și mă simt foarte bine. Și pentru că ce a fost greu a trecut, mamele așteaptă cu nerăbdare să ajungă cu copiilor acasă în sânul familiei. Venituri mai mari, dar scumpiri peste scumpiri este paradoxul începutului de an. Deși salariul minim pe economie s-a majorat cu 50 de lei, iar pensiile cu 3,7%, carburantul, gazele, energia electrică, tutunul și alcoolul costă mai mult. Bugetele românilor vor fi afectate de aceste scumpiri, astfel că puțini se gândesc că vor trăi mai bine în noul an. Noi costuri, noi majorări sunt primele vești proaste ale anului 2014. Deciziile guvernanților lovesc în buzunarele românilor care se confruntă cu noi scumpiri. Prima dintre ele este majorarea prețului benzinei și motorinei, care afectează atât conducătorii auto, cât și consumatorii, pentru că odată scumpit carburantul, prețurile produselor și serviciilor vor crește și ele. Stațiile PECO din reședința de județ au fișat deja noile prețuri. Benzina și motorina s-au scumpit începând cu 1 ianuarie cu aproximativ 90 de bani pe litru, ca urmare a modificării
ridicării prețului accizei. Pentru un litru de benzină, șoferii vor trebui să scoată din buzunar 5,74 de lei, iar pentru unul de motorină cu 24 de bani mai mult. Prețurile pentru motorină și benzină, deși modificată, diferă de la o stație la alta. La stația Lukoil, un litru de benzină a ajuns la 5 lei și 75 de bani, iar cel de motorină la 5 lei și 99 de bani, în timp ce alte stații afișează un preț de 5 lei și 98 de bani pentru litrul de motorină. Nu e o noutate la noi. Totul e posibil în România și cred că suntem obișnuiți cu astea. Cât alimentați pe lună? N-aș putea să vă spun exact așa. Oricum, undeva la 500-600 de lei. Dacă n-ar fi fost o necesitate, deci o țineam în garaj și mergeam cu autobuzul. Nu mă așteptam, după cum au zis că nu se va scumpi momentan. Nu avem cum să renunțăm, că în fiecare zi la serviciu ne trebuie mașina. Ce să facem? Ne adaptăm la timpul care este, la prețuri, că n-avem ce să facem. Primul rând. Deși salariul minim pe economie a ajuns la 850 de lei, iar în iulie va atinge 900 de lei, creșterea nu-i bucură pe salariați, pentru că de aceasta determină și majorarea amenzilor rutiere, dar și bani mai mulți cheltuiți pe produsele alimentare care nu vor rămâne la același nivel. Banii au crescut, dar prețurile au crescut și ele la rândul lor și omul nu se descurcă niciun fel. Nu e ceva relevant că s-au mărit salariile, deoarece benzina și multe altele produse alimentare s-au scumpit de 2 sau chiar 3 ori mai mult. Știm bine că o scumpire de carburant de la sine cade ca să scumpesc alimentele și ce. Și cum e român, el se obișnuiește cu situația și să zicem, să fim optimiști că va fi mai bine. Creșteri salariale vor fi aplicate și pentru profesorii debutanți și medicii rezidenți. De asemenea, pensiile vor fi indexate începând cu acest an cu 3,76%. Pot să zic că să mergi pentru că nu vă banul în mână. Și cu ce mări? Asta e bătaie de joc. Pentru că mărești cu 10-15% toate și mie îmi dai 3,5%. Asta e râs. Contează și asta, dar noi nu câștigăm nimic. Scumpiri se anunță și la gaze naturale și energie electrică. Prețul țigărilor și al berii va crește și el. Un pachet de țigări va costa cu 50 de bani mai mult, iar berea ar putea să se scumpească în funcție de inflație și cu 10 bani pe litru. Pentru anul 2014 sunt prognozate și reduceri, însă acestea sunt condiționate de îndeplinirea unor parametri. Spre exemplu, ar putea scădea cota de contribuție de asigurări sociale cu 5 puncte procentuale din al doilea trimestru al anului 2014, dar numai dacă vor fi identificate resurse care să permită compensarea integrală. Sărbătorile de iarnă au venit cu multe bucurii, în special pentru cei mici care au primit darurile lui Moș Crăciun. Cei mari au calculat bugete pentru a încărca sacul moșului, dar și mesele de sărbători, cei drept cu mai puține așteptări și speranțe decât copiii. Așa că pentru anul 2014, slobozenii nu-și doresc nici case, nici mașini și nici conturi în bancă, ci sănătate, că e mai bună decât toate. Luna cadourilor nu a sosit cu prea mari speranțe pentru slobozeni care au privit în gol prin sacul moșului. An de criză, așa că mulți nu au cheltuit prea mult de sărbători, iar parfumurile, îmbrăcămintea sau aparatura electrocasnică nu s-au mai regăsit pe lista dorințelor. Deși au trecut de multe de vârsta la care scriau moșului, adulții cred mai mult în minunile lui, iar așteptările pentru viitor sunt tot mai mari, așa că de la noul an slobozenii vor sănătate, liniște și un trai mai bun. Ca să fie bine, nu știu, politica asta să fie mai bună, conducătorii noștri să fie mai, să gândească la copiii noștri. Ce să vă spun? Avem nepoți, avem copii care, vorba aia, muncesc din greu și nu realizează mai nimic. Măcar să fie la fel cum a fost și până acum. Adică? Să avem sănătate, e mai bună decât toate. Să ne mărească pensiile, să ducem și noi mai bine. Avem pensii mici, nu ne ajunge, uite acum am rămas fără bani, ce zic. După sărbători. După sărbători. Mai ne ajută copiii, mai da nici ei nu prea are, că au salarii mici, știți cât cum e salarii. Da. Asta e. Aș vrea să pornească totuși economia aia care suntem amenințați mereu, pornească economia aia, ca să găsesc locuri de muncă pentru tineri, pentru copilașii ăștia care cresc, acum să-i educăm. În spiritul muncii. Un an mai bun și cu locuri de muncă, că avem acasă doi tineri care încă nu au locuri de muncă și trăiește din pensia noastră și sperăm la mai bine. Mai multă stabilitate politică, un an mai bun din punct de vedere financiar
și multă sănătate. Păi să am sănătate, fericire, liniște în casă, să ne înțelegem bine și așa vă doresc și dumneavoastră. Salată verde, spanac și ridichii roșii este oferta cu care producătorii alomițeni au ieșit pe piață. De asemenea, pe tarabe mai sunt expuse și verdețurile, rădăcinoasele, merele și perele românești, dar și fasolea uscată, varza murată sau borșul pregătit ca la mama acasă. Mere de la 1 leu la 3 lei kilogramul, ridichii, morcov și verdețul la 1 leu, legătura, cartofi și ceapă uscată la 2 lei kilogramul, dar și salată verde la 2 lei bucata și spanac la același preț pe legătură. Aceasta este oferta la început de an în piața agroalimentară din Slobozia. Tarabele sunt în mare parte goale, dar câțiva producători alumițeni au venit în piață încă din primele zile ale anului, chiar dacă cumpărătorii întârzie să apară. De la Muntenii Buzău suntem, avem spanac, avem salată,